venit la meditația de seară. Mâna care prinde puterea infinită. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Cât de puternice sunt adevărata credință și adevărata rugăciune. Ele sunt ca mâinile cu care rugătorul se prinde de puterea iubirii infinite. A avea credință înseamnă a avea încredere în Dumnezeu, a crede că El ne iubește și știe ce este spre binele nostru. Prin urmare, în loc de a merge pe propria cale, credința ne determină să alegem calea sa. În locul ignoranței noastre, ea acceptă înțelepciunea sa, în locul slăbiciunii noastre, puterea sa. În locul păcătoșeniei noastre, neprihănirea sa. Viața noastră, noi înșine suntem deja ai săi. Credința recunoaște dreptul său de proprietate și primește binecuvântările ei.